Viața lui George Ciobanu, de 28 de ani, din Slatina, s-a schimbat în vara lui 2014, când, student la medicină fiind, se pregătea pentru examene. O durere la ceafă l-a transformat dintr-un tânăr dornic de afirmare și plin de viață, într-un pacient imobilizat pe un pat de spital. De atunci, deși a trecut prin 8 operații în țară și străinătate, este incapabil să se miște, să vorbească sau să se hrănească normal. Doar ochii sunt cei care îi trădează starea de conștiință. Sistemul sanitar îl tratează pe George ca pe oricare altul, reducându-i șansa la viață. Sunt mulți copii și tineri care scapă de o operație fantastică. Șansele copilului meu erau minime. Dar ajungem ce spune românul. Operația reușită, dar bolnav a murit. Scăp de asta, dar în continuare trebuie preluat mai departe de alt sistem. Nu există așa ceva și mor acasă sau în spitale din lipsă de îngrijire sau ei au nevoie de o izolare, nu poți să-l bagi în salon cu ceilalți, că ei au sistemul imunitar slăbit. Și atunci ia microbii de acolo și se termină. Tratamentul pentru astfel de pacienți este și de 10 ori mai mare decât decontează Casa de Asigurări de Sănătate. Acesta este și motivul pentru care majoritatea spitalelor refuză internarea acestor pacienți. La Slatina, George și alți doi pacienți sunt îngrijiți de milă de personalul medical. Acești pacienți în spitalul Slatina și nu numai, aceste cazuri sunt ascunse, de fapt, în anumite secții, cu bunăvoința managerilor, prelevându-mă de anumite tertipuri ca să putem să justificăm casei internarea lor. Ei trăiesc din mila și bunăvoința unor medici, acolo unde sunt internați. Sistemul nu le acordă absolut nicio șansă. Reprezentanții Casei Județene de Sănătate Olt recunosc situația creată de aceste cazuri, dar susțin că nu pot acoperi în totalitate cheltuielile cu astfel de pacienți pentru că nu le permite contractul cadru. Soluțiile pot fi date de către factorii de decizie din Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate. Dacă se ajunge la o înțelegere între cele două instituții, noi putem doar să confirmăm faptul că acești bolnavi pe care întâmplător pe ei sau pe părinții lor îi cunoaștem, pentru că noi trăim în orașe mici și ne întâlnim în fiecare zi cu dumnealor, că aceste cazuri sunt reale, că aceste cazuri sunt grave și că afectează foarte mult atât viața oamenilor respectivi, cât și activitatea spitalului, pentru că, v-am spus, e vorba de niște costuri foarte mari pe care spitalul, din păcate, la momentul acesta trebuie să și le asume. Conducerea spitalului Slătinan a sesizat Ministerul Sănătății cu privire la situația acestor pacienți și a solicitat găsirea unei soluții prin care să fie acoperite cheltuielile efectuate pentru tratarea lor. Am pus în atenția Ministerului Sănătății printr-un memoriu cazurile relatate, solicitând sau indicând ca și posibile soluții două variante. Prima se referă la includerea acestor pacienți într-un program național cu finanțare direct de la Ministerul Sănătății care să le poată acoperi nevoile curente de îngrijire cât și de tratament sau posibilitatea de a-i îngriji prin excepție, deci de a-i putea adăuga la programele deja existente, ne referim aici la programul de terapie intensivă. În spitalul din Slatina, în situația lui George Ciobanu, sunt alți doi pacienți. Ei au ajuns în ceea ce medicii numesc stare vegetativă în urma unor accidente de circulație.